Controlen. Da. Adică Oana Iuliana. Sau, eu sunt Oana Răsuceanu și sunt trainer la cursul de scenaristică pentru amatori First Draft. Eu sunt Iulia Rucina. Sunt trainer la cursul de regie pentru amatori, Director's Cut. Este un curs teoretic care acoperă perioada de dinaintea unei filmări, etapele prin care trece un regizor sau un viitor regizor sau un regizor doritor înspre filmare, către filmare. Eu sunt Ana Agopian și împreună cu Oana sunt trainer la First Draft, curs de scenaristică pentru începători. Începători, amatori. Oameni care sunt pasionați, de fapt, de scenaristică și care vor să vadă ce înseamnă asta și să spună o poveste. Ce ați descoperit la acești oameni? Că aveți un an, împliniți acum un an de când există Controlen și există aceste cursuri. Cum sunt oamenii care vin aici? Sunt, așa cum spuneam, sunt niște oameni, în primul rând, foarte pasionați. Sunt oameni care sunt, cred că, îndrăgostiți de film și vor să afle mai multe, fie că vorbim de scenaristică, fie că vorbim de regie de film sau... Sunt oameni care vor să spună povești, poveștile lor sau povești pe care le-au auzit, dar ar vrea să le reinterpreteze. Sunt oameni care sunt curioși și curiozitatea lor ne face pe noi să fim curioase mai departe și să vrem să facem cursurile mai departe. Cum mai sunt? Sunt participanți de toate vârstele, de la 16 la 60 și ceva. 60 plus. care au curajul să vorbească despre ei, de fapt, în formele care se leagă de cinema, până la urmă. De scenariu, de regie, și care încearcă să dea mai departe din emoția pe care o simt, folosind diverse medii de exprimare, pe care noi încercăm să le deschidem către ei. Și ei vin la cursuri cu pasiune, cum a zis Oana, cu emoție, cum a zis Iulia, cu foarte, foarte multă energie. Și ceea ce încercăm noi este să le dăm ustensile, la First Draft, de exemplu, să le dăm niște ustensile cu care să poată, la final, să transpună acea emoție și acea energie într-un scenariu. Și pentru că ei vin, pentru că tot ceea ce fac e foarte sincer, scenariile finale ajung să fie chiar foarte emoționante, multe dintre ele. Avem dovada. Cine nu ne crede să se ducă pe liternet.ro, unde împreună cu partenerul nostru de tradiție Liternet am reușit să strângem 6 dintre scenariile scrise de-a lungul edițiilor First Draft și le-am publicat într-un volum electronic acolo. Ele sunt dovada vie a ceea ce tocmai am spus noi despre autorii lor, oamenii care au participat la First Draft până acum și despre modul în care au reușit ei să transmită poveștile cu pricina. Și următoarele cursuri care încep aproape acum, curând. Imediat. Spuneți o vorbuliță și despre asta, că sunt oameni care să vă bată. Deci, ce urmează acum? Zi. Necronologic. Începe Director's Cut pe 11 martie. E a treia ediție. Ziceam că e un curs teoretic care acoperă etapele de realizare a unui film, mai precis prefilmare. Perioada de prefilmare. Toate problemele și toate instrumentele pe care și le pune și pe care le folosește un regizor în transmiterea unei povești cu emoții. La ce trebuie să te gândești înainte să mergi la filmare, să strigi acțiune. Sunt foarte multe lucruri, le luăm pe rând. Asta se întâmplă la Director's Cut. Iar First Season începe... First Draft a existat și First Season, nu știu de ce m-am dus la el în cursul nostru de scenaristică de televiziune, dar nu First Season, First Draft începe pe 6 martie,
Va dura 8 săptămâni, o dată pe săptămână ne întâlnim cu participanții noștri și de-a lungul celor 8 ședințe îmbinăm teoria cu lucrul practic, iar la finalul acestor 8 ședințe toți participanții noștri ajung să aibă în portofoliu un prim draft de scenariu de scurt metraj. Eu și Ana îi așteptăm la curs. Cam asta. Mulțumesc! Mulțumesc!